noi și vă doriți pasiunea pentru parte și vă online alături de lumea sau PPC, vă invităm și pe grupul comunității, pe Facebook, pentru a fi la curent cu următoarele ediții și mă puteți posta și de către medii. De asemenea, mulțumim sponsorilor Conversion, Vinescu, Web Digital, Performant, Retargeting și Digital Workforce. În seara aceasta, vă vor fi alături ca speaker Florin Pețu, managing partner la Armarx, Sorin Drăghici, managing partner la Digital Workforce, și Mihai Vânătoru, co-founder la Digital Workforce. Înainte de a începe, am câteva vești pentru voi. Cei mai implicați doi participanți vor primi la finalul serii două sticle de vin din partea prietenilor de la Vinescu. Așa că fiți interactivi și puneți întrebări. Iar dacă vă place acest eveniment și nu veți ratați următoarele întâlniri, avem două tipuri de abonamente pregătite. Puteți, pentru mai multe detalii, vorbim în această seară sau pe e-mail. Vom sta împreună până în jurul orei 21, cu o pauză după primele două prezentări. Prezentarea speakerilor va continua la final 5 minute pentru întrebări din partea publicului. Primul speaker din această seară este Florin Pețu, managing partner la Armarx. Bună seara! Mă sper să am zis de când acum folosesc. Ne auzim cu toții până în spate? Le comercializăm. Aici am pus o paranteză
Am început propoziția cu utilizatorii, se schimbă, am putut să scriu ceva, o să deja citiți pe slide. Deci, de ce mai multe ori tratăm faptul că utilizatorii, la toată lumea spre utilizatori, acolo în spate sunt niște oameni. Știm că ne uităm la analytics, real-time, comenzi, lead-uri, da? Acolo sunt niște oameni care au niște nevoi, pe care încearcă să și le satisfacă pe site-ul tău. Dacă nu se satisface pe site-ul tău, se satisface pe un alt site. Și atunci am zis că oamenii, utilizatorii se schimbă. Sau nu, aici e o discuție mai mult filozofică, dar nu o să intrăm în ea dacă se schimbă sau nu oamenii, însă cu siguranță se schimbă obiceiurile. Fac o paranteză aici, când am intrat, am vorbit un pic cu Ion Fonteanu legat de programul Agenției Web Digital de 4 zile, de lucru. Și îmi spunea de, am început să discutăm de acum câțiva ani de zile care erau obiceiurile consumatorilor și care sunt de fapt astăzi și cum de fapt piața și tot ceea ce se întâmplă se schimbă, dar într-adevăr în timp. Și ușor. Și atunci, inclusiv obiceiul prin care oamenii își caută produse sau serviciile de care au nevoie, se schimbă. Am început așa, am zis, hai să vedem un pic care sunt provocările magazinelor online din această, sau din aceste industrie. Cumva le-am legat, dar sunt destul de diferite. Este un studiu de piață, sunt după mai multe studii de piață făcute de o agenție care se numește MKPower. Și dacă o să intrați pe site-ul lor, o să puteți să vă downloadați niște studii pe care le-au făcut anul trecut în aceste industrie. Unul dintre studii este chiar foarte, foarte interesant. Vedeți un studiu făcut online, unde 70% dintre femei cumpără offline. Respondenți online, deci au răspuns la un chestionar online. La întrebarea de unde cumpărați, mor. 70%. Nu știu dacă mulți dintre dumneavoastră aveți clienți, parteneri sau dețineți magazine online, ar trebui să vă decid dacă vă zic dumneavoastră să vorbesc cu voi. Știți că deja foarte multe business-uri au început să deschidă, să intre în piața de offline. Business-uri, eu cunosc business-uri care au început online, cu un magazin, și după un număr de luni, ani, au intrat și în piața de offline și pot să vă spun că nu le merge deloc rău. Ba din contră și-au crescut destul de mult vizibilitatea și, bineînțeles, vânzările. Și am avut o singură întrebare din studiul respectiv și am zis de unde, am pus-o pe slide, de unde ați aflat despre magazinele online de haine pe care le cumpărați de obicei? Și primul, așa că vedeți, primul răspuns e am căutat pe Google produsul dorit, 57%, de pe Facebook 56%, am văzut un banner pe un site, nu știu mai să văd procentele, de la cunoscut și așa mai departe. Bun, știm că toți targetăm piața asta, e cea mai sexy. Google, că toți suntem în la market, poți să folosești cuvinte mai interesante. Toți accesăm piața asta și clar că toate magazinele online își doresc să traie cât mai mult trafic organic. Bun. Primul punct. Identificarea modului în care utilizatorii caută informațiile pe Google. Aparent, toți știm să facem chestia asta, aparent toți ne-au dat tool-urile, avem niște tool-uri de bază, unele free, altele plătite. Și totuși, după cum ați observat în foarte multe dintre magazine online cu care lucrați sau pentru care lucrați sau pe care le cunoașteți, că lucrurile nu stau deloc așa, nu stau deloc bine. În zona de fashion, nișa de fashion este una dintre cele mai mari, importante și grele nișuri din România. Bineînțeles și foarte avantajoasă financiar. Iar și totodată este una dintre cele mai complexe nișe din punct de vedere al modului în care utilizatorii caută pe Google. Am dat două exemple și sunt convins că aveți și voi mai multe de magazine online de încălțăminte, de haine care la un moment dat primesc trafic pe mii, zeci de mii de cuvinte cheie și atunci întrebarea se pune cum reușești să identifici cuvintele cheie pe care le cunosc toți atât de simple, pantof damă, pantof damă pus un filtru sau orice altceva, cum le identifici și cum structurezi site-ul în așa fel încât să fie relevant pentru business-ul tău și să vinzi cât mai mult. Al doilea punct are legătură cu sezonalitatea căutărilor. Bineînțeles, în zona de fashion, știm că toți, e cineva care nu-și cumpără haine pe sala asta, online. O să-l aș mai zis, ești două persoane. Ok, deci am găsit unde dăm sticlele de vin. Nu-și cumpără haine online, deci stau acasă, probabil, familia, prietenii, au trebuit să beau o sticlă de vin, logic. Bun. Toate produsele, marea majoritate a produselor au o anumită sezonalitate. Durata de viață medie a unui produs, și aici fac o paranteză legată de durata de viață medie. A văzut toată lumea diavolul cu Prada, firma? Da? Adică la un moment dat intră
nu știu cum îl cheamă actriță, nici numele din film, intră la un moment dat în, la șefa ei și la un moment dat îi zice, tu crezi că puloverul ăla galben pe care îl porți tu e de fapt făcut la întâmplare în China? Ăla este de fapt replica unei colecții Gucci de anul trecut pe tâmpul. Practic, ce înseamnă chestia asta? Și paranteza cum tot la slide. Ce înseamnă chestia asta? Că toate produsele din fashion au o anumită sezonalitate care e dată din anumite centre de fashion ale lumii, pe care le cunoașteți și voi. Și atunci e foarte important modul în care tu reușești să-ți faci totul, modul în care reușești să-ți aduci niște produse care să vândă. Și aici mai târziu o să dăm niște exemple de magazine online din România și cum și ce produse au ei și de ce unii vând mult mai, unii vând foarte, foarte mult și alții aproape deloc. Și am dat, bineînțeles, niște exemple de niște exemple. Am dat lunile care sunt cele mai multe căutări pentru încălțăminte, îmbrăcăminte și cosmetice. Nu știu dacă observați, în luna martie, iarăși un spike pe cosmetice, nu-mi dau seama de ce. Poate știe cineva de ce în luna martie un spike pe cosmetice? Poate să-și mai reduce. O marginea. Da, bine. Știi cu toți în urmă să vreau să cu mine. Ați ok. Accept asta. Totuși ar fi definit cumva rubrica de îmbrăcăminte. Pentru că dacă pun așa în paranteză magazinul de care mă ocup, unul din cele de care mă ocup, luna mai, cred că se iasă cu minți. Și studiul la care adică dacă mă duc în decembrie, scuze că te-am întrerupt, și în, și în ianuarie, și-a scos un profit bun să supraviețuiască până după acel mai. Și studiul la care am făcut referire și prezentarea sunt exhaustive. Da. E clar că acum, dacă stăm să intrăm în detaliu, fiecare nișă, fiecare domeniu, fiecare site, poate aici, eu știu, magazine care vând foarte mult într-una din celelalte luni, pentru că atunci ia nu știu stocuri și are reduceri de 60%. La fel, atunci, cam același răspuns îți zici pentru întrebarea de ce cosmetice nu la mati. Cumva ironic, tocmai că prezentarea asta e legată de luna martie, cea mai grea lună pe Facebook pentru, pentru bărbați și cea mai frumoasă, nu? Nu? Da. Au răspuns oamenii sărați? Ok. Așa. Și clar că aici tot e, dacă cel mai, dacă vrem, dar să dăm un exemplu concret, am discutat exact pe nișa respectivă, pe site-ul și așa mai departe. Foarte multe informații din slide-ul ăsta sunt legate de fashion. Și după aia, dar ce se întâmplă cu zona asta de cosmetice, care e o zonă total aparte. Este specială din punctul meu de vedere și modul în care se fac căutările, modul în care utilizatorii sau utilizatoarele, femeile caută produsele, e total diferit. Pentru că am scris aici, dacă în cazul fashion, utilizatorii cumpără produse non-brand, în baza unor criterii care țin de calitatea produselor, da? Și aici probabil știți site-uri de pantofi, de îmbrăcăminte care pun produse non-brand și totuși au, am văzut milioane, sute de mii de like-uri pe Facebook, vând mii de comenzi, zeci de mii de comenzi pe lună și așa mai departe. Motivul fiind calitatea produselor. În cazul nișei de cosmetici am făcut un research și ce am observat este că femeile, în general, cumpără branduri. Branduri de care au cunoscut, de care au auzit, scuze, branduri cunoscute. Și aici mă refer la brandurile de lux. E o diferență foarte clară între branduri de lux și branduri de care au auzit. Am fost nevoit să fac research-ul ăsta, apar, n-am lucrat niciodată pe un astfel de magazin online și a trebuit să intru puțin în detaliu. Și mi-am dat seama că, de fapt, brandurile cunoscute, care apar și la TV, outdoor și fac tot felul de campanii, au produse foarte accesibile. Adică, în cazul fashion, hai să luăm, nu știu, încălțăminte, un produs de brand are, nu știu, costă în medie 150-200 de lei, da? Sau poate asta e limita de jos. În cazul cosmeticelor am văzut de la mascara, nimel, tuș, ruj, majoritatea fetelor, cum spuneți? Fondeten. Și așa mai departe, am văzut produse ale anumitor branduri de la 14 lei, 13 lei, 12 lei, 15, 17, 25, așa mai departe. Deci aici întrebarea sau principalul punct pe care l-am văzut, branduri versus non-branduri. Unde, repet, sunt foarte puține căutări pe non-brand în zona de cosmetice. Cele mai multe căutări sunt pe căutările care au cuvântul cheie plus non-brand.
Vreau să discut un pic, am pus probleme și oportunități legate de indexabilitate și targetarea cuvintelor cheie. Clar că e foarte important cum facem keyword research-ul pentru magazinul nostru, clar că e foarte important cum structurăm site-ul, dar cel mai important în situația asta unde avem zeci de mii de cuvinte cheie, da? Cel mai important este să găsim, să vedem care sunt probleme, să găsim niște soluții care vor deveni oportunități și vor deveni, vor face parte dintr-un avantaj competitiv în fața concurenței. La ce mă refer aici? Zona de filtrare. Dacă vă uitați acum și cine știe ce făcea căutări acum 5, 6, 7 ani și așa mai departe, exact, mă bucur că pot să atrag și atâta. Chiar atât când o să vreau, când de fiecare vreau să atrag atâția, zicea, acum 7 ani, și ridică în scapul. Da, da, eram acolo și zic, acum 7 ani, cuvântul cel mai targetat, nu știu, pantofi. Pantofi damă. Și așa mai departe. Acum toată lumea, pantofi damă, tot cui, pantofi damă, stiletto, nu știu de care. Aici iarăși, fetelor, pentru că a fost luna, aproape mai e luna martie, puteți să spuneți câteva exemple de căutări long tail pe care le faceți, în afară de tine care spuneți că nu comanzi online. Restul n-aveți nicio scuză. Ele, cu tot, platforma... Ce credem noi că vor consumatorii și ce înțeleg sau ce vor ei, de fapt. Noi căutăm, ok, cum doamne iartă-mă, trebuie spus ce mai mic preț, da? Cum doamne iartă-mă, nu mai caută ieftin, inclusiv la telefoane de 6.000 de lei, de... Deci atunci, ideea că sunt dar mai ieftin, are anumite conotații, pe care fiecare interpretează în felul lui. Vreau să-mi iau un Vertu, ieftin. Nu vreau să-i 14.000, vreau să-i iau la 11.800 un telefon. Asta e, dar e ieftin, nu? Și atunci, iarăși aici, vis-a-vis de zona asta de ieftin, și aici poate să fie o discuție foarte interesantă. Vis-a-vis de ce înțeleg utilizatorii și ce vrem noi, de fapt, să-i spunem sau să-i transmitem prin site. Mai mult decât atât, Google ne dă informația asta. Orice căutare pe care o facem în Google, vedem ce site-uri se afișează și știți că factorii de, printre factorii de ranking sunt și sunt toți indicatorii din analitic. Și atunci, în momentul în care, ok, vreau să ranchez și fac o campanie SEO excelent, ajung pe primul loc pentru telefon X ieftin, lumea intră și iese de pe site. Crește bounce-ul, scade numărul de pagini pe vizită și așa mai departe. Viste pe site și așa mai departe, da? Și în situația aia, practic, ce se întâmplă? Site-ul meu sigur o să fie depoziționat. Deci, oricum, dacă faceți o căutare în Google, în momentul în care faceți o căutare în Google, vedeți și cam ce își doresc utilizatorii. Pentru că o să vedeți că primele site-uri oferă o anumită informație, anumite produse și așa mai departe. Și putem să ne dăm seama. Bun. Întorcându-mă la partea de filtrare. Filtre indexabile și customizabile. Având în vedere exact ce spuneam, volumul foarte, foarte mare de informații, trebuie să le dăm utilizatorilor, utilizatoarelor. Ocazia, în momentul când am căutat pantof, damă, cui, platformă, roșie, neagră, verde, beige și ce mai caută fetele, doamnele, domnișoarele, să-i dăm ocazia să ajungă fix în pagina aia. Bineînțeles, aici fac o paranteză, iarăși marele, una dintre probleme pe care le-am observat la magazinele online este că au probleme cu stocurile, au probleme cu produsele și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care tu vrei să faci multe filtre sau vrei să creezi anumite filtre, s-ar putea să treci că ai un singur produs, în general. Atunci le lăsăm toate pe ele în page-ul ăla, că e cel mai bine așa, dați-i și mai multe linkuri. Bun. Și atunci, aici am dat un exemplu. Rochii de seară lungi din voală. Întrebare. Unde credeți că o să... Care credeți că e direcția legată de long tail? S-a plecat de la un anumit cuvânt cheie și, în momentul de față, toți utilizatorii din toate domeniile caută din ce în ce mai targetat. Întrebare. Cât de targetat credeți că o să caute la un moment dat? Ce înseamnă a mai putere să spun? A zis a mai putere targetat. Ok, ce înseamnă a mai putere? Că dimensiunea în media unicării tinde să se crească mai mult. Așa se crească cu atât mai mult cum să privăm către căutări realizate pe voce, trebuie să fie mult mai simplu să te exprimi într-un limbaj mult mai natural. Oarecum
aici am pus întrebarea, eu nu am un bun răspuns foarte clar. Până la urmă, iarăși depinde de nișă, de foarte multe lucruri. Dacă sunt nișă unde așa la e produsul, probabil că având un long tail, pierzi mai puțin timp făcând browse pe toate multele site-uri care... Oricum deschid, eu oricum deschid chat pe tablă. Și se întâmplă, oamenii fac chestia. Da, eu prefer să nu. Prefer să ia mai mult timp să fac un long tail search, ca să am, nu știu, 2-3 rezultate, decât să stau să mă uit pe 20 de site-uri și să iau, să văd exact dacă produsul pe care îl caute în toate sau nu. Ok. Terminat. La fel cum am pus facem zisul la început, ca să știm exact unde stăm. Da. Fiecare caută într-un anumit fel, fiecare are o anumită părere despre modul în care caută și așa mai departe. În continuare îmi spune că marea majoritate a utilizatorilor caută long tail. No. Sunt domenii unde utilizatorii știu că aia e expresia și aia caută. Și o să zici, da, domnule, dar știm și noi, facem și noi PPC. Facem și noi. Da. Bravo. Am cuvinte de cheie ca să fie stată. Facem. Încă de acum 7 ani. Deja e long tail ăsta. PPC de acum 7 ani. Dă direct, nu-ți muteam. Primul rezultat. Bun. Și atunci la un moment dat toată lumea zice, băi, ok, dacă fac campanie de PPC și sigur nu o să... Cuvântul la cheie generalist nu o să-mi convertească. Știu eu sigur că long tail-urile îmi convertesc foarte mult. E, sunt niște nișe unde eu am văzut cu ochii mei că cuvântul cheie generalist mă convertește cea mai bine. E corect? Sunt situații în care anvelope convertește mai bine decât anvelope de 21 de sau de... Da, nu. Inici. Bateria auto. Ce e bateria auto? Piese auto. Piese auto. Piese auto. Convertește foarte bine ca și cuvânt generalist. Iarăși un domeniu foarte, foarte important. Știi cea care e cea mai mare concurență? Concurent, nu zice ce mare. Știi cea care e cea mai mare concurent pe piese auto? Aici vorbesc cumva cu bărbați. Nu sau dacă știți top, printre top, da, ce mai faci jucător sau top 3 jucători? Da, știu, dar nu știu, sigur îi știu. E piesa. E piesa pură. Întrebare, știi cineva de ce e piesa cea mai bună? Nu. Super important. Aici e o poveste, nu intru în detalii. Ei iau prețurile, poate să dea aceeași pe scalea la furnizor, pe aia își înscam pe 10 asta sfârșitul lunii. În fine, ideea e următor. Motivul pentru care ei sunt cei mai buni. Eu am vorbit cu cineva de acolo. Băieți, ce sunt la bază? Știți cineva ce sunt fondatorii pe sala mea? Nu, programatori. Și mă întorc la discuția noastră. Modul în care se face niște filtre indexabile în mine piesa. Toate site-urile de piesa auto funcționează în baza unui program dat de Dumnezeu. Nu știu cine a făcut. Da. Bun, și atunci, ideea care e? Oamenii ăștia au fost singurii care au reușit să mapeze, să pună toată platforma aia care conține, gândiți-vă, toate piesele la toate mașinile din 1960 până azi. Sute de mii, milioane, zeci de milioane de piese. Da? Băiți ăștia ce au făcut? Au reușit să-și mapeze site-ul astfel încât ei să poată să bage produsele astea exact în categoriile în care vor, exact cu filtrele pe care ei își doresc. Și ăsta e principalul motiv, la început a fost, acum vorbim de branding de altfel, dar asta a fost și un motiv pentru care ei au crescut, pentru că au reușit să-și facă un site. Și e muncit acolo. Acum au fost băieții, niște chinezi foarte buni. Au reușit să facă chestia asta. Tocmai ca să poată să dea conținut relevant utilizatorului. Pentru că, iarăși, vorbim de nișă. Care e nișa mea? Fashion, check-out, rochii de seară, 90 de gătări. Ăsta vreau. Cel mai tare cuvânt cheie. Vreau rochii de seară. Bun. Ok. Dar cum caută oamenii nișa? De exemplu, bărbații fac niște căutări mult mai specifice. Planetară de... Știe, nu bate ceva la roată, nu scrie, bate ceva la roată. Și atunci au luat să fac vânturi foarte specifice. Și oamenii ăștia au reușit să ofere, au reușit să răspundă la prima întrebare. Nu la a doua, din primul slide. Ei și-au dat seama, de fapt, ce își doresc clienților. Nu ce credeam ei că își doresc clienților, dar ce își doresc clienților, piese auto. Vindem și noi. Așa se face clienții, nu? Bun. Practic, ce se întâmplă dacă nu faci chestia asta? Apare conținut duplicat și relevant, care canibalizează categoriile principale. Multe magazine online, știți să citiți? Vedeți să citiți acolo, scuze, nu uitați. Ce scuze. Multe magazine online greșesc că indexează toate combinațiile de filtre, exact ce am zis mai devreme. Am un magazin online de îmbrăcăminte și pe categoria de rochii vreau să fac toate filtrele pentru că am auzit că e cel mai bine. Pentru că am auzit că e cel mai bine.
De la laptopul de la mine. Am făcut ceva? Nu mi se întâmplă des, bă, știu, deci chiar nu. Mersi, da. Ce zicea? În afară de asta. Sunt toate categoriile. Și atunci, mulțumesc, și atunci, mă vedeți cam. Mă enerva să zicea, este interesant să folosesc niciodată. Și atunci, practic, în momentul ăla zici, ok, băi, vreau să fac filtrele alea, am auzit că e super bine și vreau să-i dau, vreau să-i dau doamnă și domnișoară, când caută rochii de seară lungi din voal cu nu știu ce chestii, vreau să fac filtrele. Și atunci îți dai seama că tu ai în total 42 de produse pe care încerci să le bagi în 833 de filtre. Și atunci apare o problemă. Tocmai de asta, la un moment dat, la sezonalitate, am scris că e foarte important modul în care îți faci stocul și anticipezi niște vânzări și îți faci și platforma, îți faci și structura site-ului. Da? Și atunci, practic, ce se întâmplă la asta? Acolo creezi conținut duplicat, low content, puțin conținut, ai un singur produs pe pagină, tu vrei să ții o rochie neagră, de seară, lungă, ovoar, și ai de ales între două produse. Ceea ce vorbesc e minunat, nu? Cu toți vreți chestia asta, să aveți de ales între două produse, să face alegerea mai ușoară, nu? Nu se și atunci, soluția, nu știu că e optimă, dar una dintre soluții este să indexăm doar anumite filtre și ingrediente și combinații de filtre, iar pe restul trebuie să le copiem la indexare. Hai că aici poate reușesc să vă scot un pic, să vorbiți cu mine mai mult, la telefon. Blog. Toată lumea are un blog. Pe site. Personal. Nu? Eu ți-am un blog? Am, dar nu mai știu. Primești guest post-ul. Depinde de la cine. Ți-am făcut ochiul. Te va minu. Am un prieten. Ok. Bună, întrebare. Adică, momentul când deschideți discuția despre un blog, care sunt primele întrebări pe care le-au zis sau pe care le puneți? V-a zis toată lumea să faceți un blog, întrebare. Dacă aveți magazin online sau lucrați pentru magazin online, v-a zis, v-a recomandat toată lumea să faceți un blog? Mă aveam o grămadă de chestii de făcut și mai trebuie să știți scriu două articole, nu mai pot face. Ok, bun. Și atunci sunt niște întrebări. Da, nu, de ce, cât, câte, câte articole să scriu, de ce trebuie să le scriu, cum trebuie să le scriu. Nu pot să le scriu cum vreau eu. Păi nu, că vin niște băieți și am zis, nu, stai puțin, nu așa. Că, nu e bine așa. În urma unei, am făcut o mică cercetare și am zis, ok, pe un eșantion de 100 de magazine, mai puțin de jumătate au secțiune de blog. Că n-au nevoie. Dar vorba aia, ei vând produse, nu vând informații. Serios, acum. Și să zic scrip acum. Nu vreau să vă spun de urât, dar vreau să zic acolo, dar nu zic acolo, să știți, dar să zic acolo, nu doar ca să mai ai ceva conținut pe site. Și mai mult decât atât, doar 20 dintre acestea postează articole în mod constant. Întrebare, cine are un magazin online de aici? Cine lucrează pentru un magazin? Nu ești suportiv. Că doar nu știu la fără ce am făcut, dar eu nici nu m-am spart mai mult de stat. Bun. Aveți blog pe site? Nu. De ce n-ai blog? Ar trebui să-ți scot în fața ta. Că n-ai blog. Nu mi s-a părut pentru că există social media. Faceți cam același lucru, ok, atunci conținut pe site, corect, bun, folosești cuvintele cheie în text, conținut de calitate. Okay. Dar nu, stăci, nu o să stea un copywriter care să primească anumite elemente de SEO, să stea să scrie mereu, să stea să scrie administratorul magazinului, care administratorul magazinului se mă ocupa și de un stoc de produse. Dar atunci voi tot ce un înjurat, tot cum să scrie. Pe scurt, vreți să nu fiți înjurat? Da. Dați-vă jos blogul sau nu-l faceți. E foarte simplu. Bun, întrebare. De ce ai blog? E foarte proaspăt, deci nu să pot să împărtășesc foarte mult. L-am lansat în luna martie, în ideea de a aduce cât mai mult trafic pe site. Și de a educa... Asta e un lucru foarte interesant. Și ideea de a educa. Din ce mi-ai răspuns tu, eu am înțeles și poate mă înșel, ce știu dacă mă înșel, din ce ai răspuns tu, eu am înțeles că tu de fapt o să faci un blog ca să mai aduci niște oameni, ca să puteți să-i băgăm să vinde. Sunt motiv negru pentru blog. Corect, e și asta o variantă. O altă variantă este, într-adevăr, că ușor, ușor, dacă vrei să-ți faci un brand, nu cunosc nici așa și vorbesc general. Bă, fashion. Bă, îmi
Dacă vrei în timp să-ți creezi un brand, ușor, ușor, trebuie cumva să te duci oamenii care trebuie să faci cumva să ai o rată de întoarcere pe site, trebuie să educi oamenii și atunci e important să dai informații de calitate. Ok, dacă vine cineva, cum se întâmplă să vedeți? Și asta e adevăr. Scrie un blog, e cel mai bine, 5 articole, îți dăm noi temele, că astea sunt scosă din Google și cu alte textul, cu video astea cheie și mai faci un curs, că e excelent. E și asta o variantă pe care poți să aduci oamenii pe site, doar că oamenii, mă întorc un pic la afirmația de la utilizatorii sunt oameni, nu știu cât de mult sau puțin puneți voi preț pe chestia asta, dar oamenii simt. Cri, cri, doamnă cri. Oamenii simt. Și chestia asta o fac vizual, o fac în citit, o fac în toate modurile posibile în care interacționează. Și atunci, când tu reușești să transmiți ceva, emoție, un sentiment, ceva, orice, reușești să transmiți, lucrul ăsta, mai devreme sau mai târziu, sau pentru anumiți oameni, sau de anumiți oameni, va fi simțit. Are cineva o întrebare legată de blog? Nu să stai tu la un moment dat cât de des ar trebui să posta. Cât de des? Depinde pe ce întreb. Dacă întreb un copywriter o dată la tribună. Dacă întreb o persoană care face cursuri de copywriting sau de content writing, trebuie să scrii de 6 ori pe zi, că te învățăm noi cum. Deci pe cel care citește, cel care citește cam când? Cât de des ar trebui? Scuze-mă, n-am auzit. Cel care citește, clientul tău, cititorul. Cât de des citește? Da. Sau cât de mult citește? Da. Sau când a fi deja lăsat. Depinde cât de... Depinde de nișă. Sunt nișe unde oamenii asta fac. Cosmetice. Poftim? Cosmetice? Da. Aici o să... Iar mai fac o paranteză și mă duc într-o altă zonă. Există un trend pe care și e mamă, cum l-a abordat. Și bineînțeles, ăsta lucrul ăsta se întâmplă. Suntem naționaliști mai mult. Corect? Suntem naționaliști. Bio-organic. McDonald's. Corporatiști americani. Bun. Și atunci, referitor la nișa asta de produse tradiționale, bio-organice și mai departe, trendul care este la ora actuală, oamenii ce fac, se informează. Că mie până acum 4 ani mi-a plăcut KFC-ul și era roman o dată la 2 zile, dar acum nu mai e ok. Acum e quinoa. Și atunci trebuie să înțeleg de ce e cu quinoa. Și cosmeticele nu mai sunt cu nu știu ce... Parabeni. Vopsea, plumb, nu știu ce. Parabeni, pararebeni, paraperbeni, whatever, ce scuze, nu mă foarte des. Foarte des. Și atunci, practic, depinde de domeniul respectiv. Acum, oamenii fac foarte multe căutări în zona asta. Că vor să știe. Oamenii încep să știască etichete. Au fost niște campanii foarte subțiri la TV făcute și așa mai departe. Gata, s-a terminat? Foarte mici. Dar uite, oamenii au început să citească. Și atunci, dacă aveți, sunteți într-o nișă în care vreți să și educați consumatorul, să nu și cumpere, dar vreți cumva să le dați și un conținut de calitate. Repet, e foarte important să dați conținut de calitate. Și aici sunt 150 de miliarde de oameni în lumea care își poate să le explice ce înseamnă conținut de calitate. Nu se intru în detalii. Din punctul meu de vedere, conținut de calitate înseamnă emoție. Dacă reușești să pui pe foaie, pe blog, pe în articol, ceea ce tu vrei să transmiți, dar să fii ceva de care tu ești pasionat, eu zic că e o carte câștigătoare. Întrebări? Și am fost atât de clar, vezi? Silvia, m-am gândit degeaba. Am fost atât de clar încât nimeni n-a reușit cumva. Așa se pare. Da. Nu fiți mis, că așteptă sticlele de vin. Am întrebări. Pune-o vreo 3 întrebări. Ce vine? Ce vine? Ce vine? Ce vine? Ce vine? De la vine. Întrebări. N-aveți o întrebare? Tot e clar? Nu vreți un vin? Nu, cate, te puneți ceva. O întrebare legată de orice altceva. N-ar fi să aibă legătură cu lumea seocă. Da, Ionuț, hai să dau o zi. N-am voie de regulamentul, spune că nu am voie să fie de regulament. Ați făcut și regulament? Da. De ce nu am făcut? Și-ai câștigat pe toate. Le-ai câștigat.
Florin Pețu e numele meu și după prezentarea asta. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și sper să mai găsăm niște lucruri interesante și mai târziu cu ceilalți. Din cât dintre voi sunteți proprietarii magazinul ăla de reamă aici, în primul rând, și nu am văzut asta. Hai până sus. 1, 2, 3, 4, 4. Și câți lucrați pentru magazinul online? Ok. Rest. Bun. Restul a fost la film și tot la intrare. Am să vă povestesc despre strategia de marketing a unui magazin online. Fie el de beauty sau fashion, pentru că asta este tema. Colegul meu de facultate, Alu, care are un magazin de beauty, a venit de la Vâlcea special să vadă această prezentare. Era la ora 12, când m-am apucat să construiesc această prezentare, însă mă nu s-a venit de la Vâlcea, trebuie să pune și ceva consistent, ca să nu te zamăgesc prea acum. Și aș text tot ceea ce aveam, zic, trebuie să schimb, adică omul ăsta trebuie să plece cu ceva de valoare, adică dacă tot bate drumul până aici. Și vreau să vă dau un citat dintr-un clasic. Mulți dintre proprietarii de magazin online pe care i-am întâlnit au o strategie de marketing haotică. Cunoașteți asta? Nu au plan de marketing, nu au viziunea business-ului pe următorii ani, dar cel mai îngrijorător este faptul că nu știu nici măcar câți bani am investit în ultimele 12 luni în marketing și promovare. Unul dintre ei erau investit bugete considerabile, fără să conștientizeze acest lucru sau fără să aibă o strategie bine definită. Merge by default. Cine a fost cel care a zis asta? Cine este clasicul? Să fii prezent. Eu sunt clasicul. Acesta era un articol pe care scriam pe blogul DVF, care vă invit să-l citiți cu încredere că aveți multe lucruri bune de învățat de acolo. Eu sunt Sorin Găghici, sunt manager partner la DVF, mă ocup și de partea de new business, iar în ultimii 3 ani am întâlnit peste 300 de proprietari de magazin online și mi-am permis să emit acel citat. Tabelul ROI. Pentru câți dintre voi este cunoscut acest tabel? Acum, pentru cei care au magazine online sau cei care lucrează pentru magazine online, nu știu dacă ați făcut vreodată acest exercițiu. Să... De ce râs, Mihai? De Ionuț. E de ce nu ia? De Ionuț. Doi. Să luați cantitatea de trafic generată de website, să vedeți care sunt sursele care vă generează trafic și care sunt investițiile în acele surse de trafic. Și aici am un exemplu foarte concret. O să am întrebare? Te rog frumos. Cum ai făcut ponderea pe traficul de brand? Traficul atras din SEO l-am segmentat în brand și non-brand. Asta am înțeles, dar cum ai făcut-o pe brand? Adică cum ai găsit pe roboțe?
În Google Search Console putem să vedem care sunt cuvintele cheie care sunt de tip brand și care sunt cuvintele cheie de tip non-brand. Și extrapolăm, iar ceea ce vedem în Analytics, în Google Analytics, luăm cantitatea de trafic care vine din Google Organic de tip brand, adunăm cu directul și ne rezultă chestia asta. La este trafic de tip, de tip brand. Ești directul și cu brandul din Search Console. Directul și cu brandul din Search Console, extrapolat. Ok. Dacă era tare, nici așa și pe bun. Acest site a obținut 267.000 de vizite. Pe prima coloană este numărul de vizite atras într-un interval de un an de zile. În total, acest site a atras 660.000 de vizite. Pe doilea, coloana 3, am pus ponderea de trafic pe care o reprezintă fiecare canal, rata de conversie pe fiecare canal în parte. Ca să puteți să vedeți rata de conversie, trebuie să instalați modulul de e-commerce. Bugetul investit în fiecare canal, dacă să pot apoi să calculez ROI. Câți dintre voi știu ce înseamnă ROI? Ok. Hai să fim sinceri. Ok. Bun. Bugetul investit în fiecare canal, apoi am pus ponderea pe care o reprezintă în buget, din bugetul total, CPC-ul am calculat ca valoarea traficului raportată la buget, adică am pus în costă un vizitator din sursa respectivă de trafic, numărul de comenzi finalizate, aici cu e ultimul click din Google Analytics. Cum ai fost cu click pe care l-ai plătit pentru traficul din Google? Da, de exemplu, am investit 14.400 de euro într-un an de zile și am atras 267.000 de vizite. Toate acțiunile de SEO pe care le-ai făcut, continuare, toate și toate vizite și nu știu ce. Ca să văd exact, dacă am investit 50.000 de euro în marketing, să văd exact cam cât m-a costat să atrag un vizitator pe site. Bun. Acum am numărul de comenzi. Nu am vrut să complic acest tabel să intru în comenzi asistate, dar e ok să luăm, mai ales dacă avem produse de impuls care se cumpără la primul click sau 90% din produse se comandă în acest fel, unde la fashion cam asta se întâmplă, 80% se închid la prima vizită. Da? Apoi am costul pe comandă și un lucru foarte important pe care l-am văzut la proprietarii de magazine online, ei gândesc în comenzi, nu gândesc în clienți achiziționați. De fapt, acesta este costul de achiziție al unui client nou. Apoi, în faza 2, trebuie să ducă și să vadă, ok, am 10.000 de comenzi, din care 7.000 sunt clienți. Sunt clienți. Cum reușesc să-i fidelizez să facă și a doua, și a treia, și a patra, și a cincea, și a șasea comandă? Tot în Google Analytics putem să vedem care este venitul generat de aceste comenzi plasate și apoi din venitul generat calculăm profitul brut, care acest magazin lucra cu o margine de 22%, marginea medie, și am calculat să vedem care este profitul brut pe fiecare canal în parte. Apoi am calculat ROI pe fiecare canal. Ok, cine știe cum se calculează ROI? Venitul din urma investiției, sumă investită, 100% mai investită.
și calculăm ROI-ul din marginea care rămâne, de la că vindem de 200.000 de euro dintr-un canal, 22% reprezintă 45.000 de euro. Investim 14.000 de euro în efortul să atragem acel trafic, calculăm ROI de 217%, adică mi-am întors banii de două ori și un pic. Bun. Asta este formula în care se calculează. Nu chiar așa. E profitul în urma investiției, nu suma investită, nu se costă supra suma investiției. Dar e de profitul cu venitului, nu mai investiție. Adică vorbim de asta. Da. Da. Ok. Bun. Bugetul de marketing al acestui magazin online a avut o strategie foarte simplă. A investit în SEO 1200 de euro pe lună, a investit în Google AdWords 1250 de euro în medie pe lună, în care include și fiul agenției, în Facebook 270 de euro, în platforma de, care trimite newsletter 130 de euro pe lună, în cumpărătoare. Bugetul de marketing în acest, pentru acest magazin online a fost de 3000 de euro pe lună. Pe lângă aceste eforturi care, care erau lunare, au mai fost câteva sporadice, branding 6.000 de euro, outreach 5.620 de euro, adică advertoriale, PR, să le... okay? Și partea de afiliare, aproape jumătate din acest buget, s-a dus în luna noiembrie de Black Friday. Hai să facem o dezbatere. Exact, prea nu-i corect ca anumite costuri, costurile de... Na, de implementare, de GIE, cum ar fi, nu știu, costurile de fiurile agenție sau fiurile parte de research and optimization, chiar și nu numai, și ce mai acolo. O, mai sunt elemente, nu ar trebui să constituie un cost fix care ar trebui asigurat altul centru de cost, nu acela care tratează buget de marketing per se, pentru că e ca și când ai pune... Adică tu dacă faci 100 de pixuri sau 2 pixuri, da. Practic tu împarți costul respectiv la fiecare unitate de produs vândut, ca și când la buget de marketing împreună. Dar ar fi mai corect să fie introdus în costul de regim. Și bugetul per se să fie ăla care este variabil. Adică eu am văzut ambele variante. Da, ne tratăm mai degrabă, adică mi se pare mult mai corect să nu-l asimilăm bugetului. Sunt clienți care îl vor asimila bugetului, aici e o chestie de opțiune. Sunt clienți care îl vor asimila bugetului și îl asimilăm bugetului în calcul. Da. Dar sunt clienți care constituie cost fix. Adică, băi, băi un cost ca și, nu știu, contabilitatea. Adică bugetul de marketing în sine care ar trebui să producă valoare și la care să mă analizez costul, da, este oarecum în afara acelui. Adică, stai să-ți explic ce vreau să întreb. Practic, partea asta de cost, de DI al agenției, nu mai fie al agenției, mai sunt și celelalte costuri, mai sunt multe de cost care pot fi asimilate de acest tip de cost fix, ele practic intră în costul produsului la vânzare. Nu în costul de achiziție al clientului, ceea ce înseamnă cost de marketing. Mie mi s-a părut mult mai logic și mai corect să fac chestia asta atunci când am făcut distribuția ce analiza bugetului. Eu când calculez eficiența bugetului de marketing, când pun bugetul de marketing chiar și salariul și taxele plătite pentru unul de marketing care este intent. Și calculez overall și zic, ok, cât am investit? Eu nu spun că ăla nu reprezintă un cost. Eu doar îl văd pe acel cost, un cost de produs, de marketing de produs. Este costul tău de, să zicem că tu vinzi, hai să facem un exemplu producție, că e mai simplu așa. Să zicem că tu produci pantofi. Dacă tu produci pantofi, tu ai un cost de producție a pantofilor. Ca să vinzi pantofii respectivi, cu totul și totul al buget. De lângă bugetul care îți promovează pantofii și care generează un return on investment, fie pe unitate vândută, fie pe client achiziționat, cum vrei tu să-ți calculezi costul. Dar costul de producție al pantofului în sine, în costul de producție al pantofului, ar putea, în anumite calcule, să intre acest cost de regie. Adică tu să dai pantoful cu 1250 de lei, da. 50 de lei ăla să reprezinte acel
acest cost fix care este distribuit la unitățile de producție. Dacă tu produci 100 de unități, să zicem că ai în total ai 5.000 de unități monetare și le împarți la 100 de produse, ai 50 de unități monetare pe fiecare unitate produsă, ceea ce înseamnă că tu practic ai un preț de vânzare de 1250. Nu ar fi mai corect să ai un preț de vânzare al produsului de 1250. Da. Chiar și la revânzare se pune problema asta. Adică nu-i neapărat, nu gândi doar strict o sensul pe producție. Că și la revânzare, dar e mai greu de înțeles în sensul că tu te pregăsești în marjă acest cost fix. Și restul, partea de buget efectiv care e variabil pentru promovarea vânzării de produse pentru tine, se regăsește pentru ceva ce tu dacă faci o campanie de branding, care beneficiile sau o campanie de achiziție de user la newsletter. Dacă ai beneficiile apoi sunt cât durează business-ul. Nu se pare ok să bagi în zona aceasta de marketing, adică să poți să oferi acea sustenabilitate de care ai nevoie. Indiferent dacă tu vinzi sau nu vinzi o unitate, tu dacă o produci, ea este o valoare care îți rămâne ție în stoc. Valoarea respectivă îți rămâne la un anumit cost de producție și este mult mai natural în contextul în care nu vinzi zero. Că dacă tu ai zero return on investment, da? Dar nu e zero return on investment, dacă ai zero productivitate pe bugetul ăla de marketing, ca să zic așa, unde ați investit costul ăla? Ar trebui să ați investit undeva? Eu așa le fac, le bag bugetul de marketing. Bag și omul, adică dacă există un om intern la brand, bag inclusiv salariul omului plus taxele aferente, le bag tot în... ca să pot să-mi calculez într-un an de zile, ok, am investit 50.000 de euro plus salariul de 20.000 de euro cu tot cu taxe, practic investiția mea mai a fost de 70.000 de euro. Ca să pot să fac lucrurile respective să se întâmple. Da? Și să-mi calculez ROI. Bun. Mergem puțin mai departe. În SEO a atras un trafic de 267.000, reprezentând 40% din traficul total. ROI-ul pe acest canal a fost de 217%. Ce este, mi se pare foarte interesant ca și strategie, am văzut magazine online care au rulat în forță, să numesc așa, adică au băgat masiv în pay-per-click, făceau achiziție de client, dar nu aveau o strategie pe 3 ani, 5 ani, 7 ani. Și când te uitai la sursa lor de trafic în anul 4, majoritatea traficului era plătit. Adică dacă opresc investiția în marketing după 2 ani de funcționare, SEO, bine, dar adică fără să mai fac investiții, AdWords-ul, îl susțin că am nevoie și de chestia asta, branding-ul care s-a construit, am 13, 35, newsletter-ul, care e un cost nesemnificativ, dar ce e important, cum arată sursele tale de trafic după 3 ani de zile. Dar ce e important să-ți construiești o strategie și de asta am plecat de la acel citat și am spus că oamenii au o viziune pe termen mediu lung. Îți mai pun o întrebare. Te rog frumos. Vezi că mi-a întrebarea de la mine și nu mi-a dat strategie. Cum ar trebui să arate distribuția surselor de trafic după o anumită perioadă? Cum ar fi ideal să arate distribuția surselor de trafic după o perioadă considerabilă de timp? Nu știu, un business 4 ani, de exemplu. Ar trebui să ai vedea o anumită pondere în anumite... Eu am un răspuns. Da. Da, sunt curios să vă ce. Eu consider că acest brand, dragul de timp, brand să fie cât mai mare. Adică dacă ești mic și ești la început, nu-ți permiți să te duci în branding. Dar oare nu tot timpul, orice tip de trafic, e de fapt trafic care se transformă în acel tip de trafic pe care l-ai identificat ca un brand, și anume în brand, în Search Console și trafic direct? Practic totul da. A trebuit să transforme în trafic de brand. De acel brand de care spuneai tu. Uite-ți, pe exemplu, dacă ne uităm la EMAG cu similarele, o să vedem ca și pondere de trafic au foarte mult direct, au organic o mare bucată, iar din acea bucată de organic sunt peste 2 milioane jumate de căutări de tip brand. Adică, ce înseamnă la ponderea în România? Cât înseamnă 2 milioane? Nu știu, putem
să ne uităm nu, la procentual. Dar așa procentual, ei au mai mult de 70% brand. În, da, da, da. Mai mult de 70%. De așteptat. Și cam asta e direcția în care trebuie construită strategia. Și organicul, adică îți permite, spre exemplu, dacă sunt doi competitori în piață și sursele tale de trafic arată așa, tu îți permiți în anul 3 să efortul care se duce în achiziția de trafic să-l investești în branding. Și asta nu mă trec peste, da? Faptul că investești în AdWords, SEO sau alte strategii de atragere a traficului nu îți garantează un rezultat dacă nu investești și în marketingul propriu, în site, în servicii, în branding, în creșterea unui diferențiator. Dacă ți arată așa, tu poți să te duci, adică nu mai dai bani în marketing, dai bani în branding, în servicii. În... Ce se întâmplă dacă nu-ți crești traficul de branding? Ce înseamnă pentru business? Dacă branding... El înseamnă deci, că business-ul... Dacă tot traficul ar trebui să transforme în trafic de brand, ceea ce consider că ar trebui să întâmple asta, da? Da. Ce se întâmplă în momentul... Care sunt... Care de fapt... Direcția în care ești una greșită. Ce adică, se întâmplă dacă nu se întâmplă asta? Și ce înseamnă dacă nu se întâmplă asta? Ca să poți să faci chestia asta, e important să calculezi net promotion score. NPS-ul, da? Lăsă-mi asta o bandă, lăsă-mi asta o bandă. Dacă NPS-ul este bun, clienții tăi te vor iubi și vor reveni la tine. Da, dar cât de NPS-ul fie după servisare, nu cred că e complet adevărat. Eu cred că NPS-ul o să devine valoros și relevant după ce servește produsul, adică după ce ia produsul tău. Dar în zona ceea ce denumești brand, e doar o experiență cu cunoașterea ta, dar o cunoaștere superficială, nu o cunoaștere profundă. În sensul că el, ca și trafic, el revine la tine pentru că te cunoaște, dar nu pentru că te cunoaște ca și client. Adică cine revine ca tine ca trafic direct sau ca trafic de căutând, nu știu, camere foto EMAG, nu înseamnă neapărat că a fost client. Bine, acum la EMAG, da. Dar, practic, promovare web digital sau promovare online web digital nu înseamnă neapărat că a fost client web digital. Deci nu afectează direct NPS-ul. De asta... Vorbeați mai devreme de blog. În construirea unui blog, e posibil ca acel scriitor să vină la tine pentru că sunt frumos pe blog și la un moment dat înțeleg. Înțeleg. Deci, practic, întrebarea mea e așa. Ce se întâmplă în momentul în care nu se întâmplă asta? Traficul de brand, fie că e direct, fie că e brand keyword, da? Nu se întâmplă. Care este, ce ar trebui să, adică, ce probleme, de fapt, ce spune chestia asta? Că nu ești pe direcția bună, că nu construiești pe direcția bună, adică nu te concentrezi mai mult pe new traffic, în loc să fidelizezi oamenii care ajung la tine, să-i faci să se întoarcă, să le dai ceva. Băi, avem produsul joi, avem produse Black Friday de joi. Și oamenii vin ca să vadă produsul tot de joi. Dar asta ar însemna totuși să interacționeze cu achiziția. Dacă nu interacționează cu achiziția, în continuare traficul din celălalt de surse ar trebui să transforme în trafic de brand, numai prin simpla cunoaștere a existenței tale ca și furnizor de servicii. Să fidelizezi într-un fel. Experiența pe care îl vezi pe strategie. Și înseamnă că nu o faci. Deci problema de fapt este că nu faci chestia asta dacă nu sunt la traficul. La activația acelui trafic, fie că organic o înțelegi din cuvintele căutate și te pui în situație. Am rezolvat problema? A doua oară ar mai reveni la mine omul ăsta? Dacă răspunsul e nu, cel mai probabil că nu sunt în cinci. Adică dacă vezi că aia se întâmplă, înseamnă că tu se fac lucrurile la test problema respectivă. Nu corect. Sau poți să mai construiești să ajungi top of mind. De exemplu, am dat exemplu Seven Sins. Seven Sins ei au construit un showroom. Ei vând lingerie intimă și un client cumpărăște de 4-5 ori. Pe an. Și de fiecare dată când vine vorba, el deja se gândește aici și îi face căutare, fie brand, fie intre direct, să mai cumpere un produs. Asta este o acțiune de tip brand, adică poți să investești o parte din buget de marketing ca să îmbunătățești serviciu. Ok, am online, dar am și offline. Îți spunea și pe lumea de brand. Deci de mers destul de bine chestia asta. Poți să mai faci chestii de brand.
Mai ales la Sebastian, dacă stai și în zona la care a plouat și acolo unde am. Da. În altă chestie poți să faci un video și să arăți în ce manieră se împachetează floarea și sigur sensibilizezi cu chestia asta și, și rămâi în mintea userului. Deci vrei să faci acțiuni și de branding. Vrei să faci acțiuni și de branding, dar și dacă ești un business mic și pleci fără... și majoritatea antreprenorilor care au magazine online nu au bugete foarte mari. Dar, dacă dar nu e contraproductiv? Adică, de fapt, chiar dacă nu au sau au bugete foarte mari, ar trebui să facă acțiuni de branding tocmai ca să salveze pe termen lung investiția pe care o fac. E un cel vicios. Nu? E un cel vicios, da, da, da. E un cruie. Ideea e frumosor pe care a făcut de ce spuneai tu. Ideea e că, oricum, la un moment dat, îți dai seama că fiecare... partea e că am evoluat suficient de mult într-o piață în care toți am încercat să dea cumpărături. Toată lumea încerca să vândă mult și repede, apropo de primul utilizator. Și toată lumea încerca să încerca să vândă. Și din punctul meu de vedere, am întors la marketing de anul 50, 4 tur, știi? Și preț plus, adică te-ai întors, am evoluat atât de mult încât ne-am întors la bază. Am evoluat atât de mult, eu vorbim tare, spus-o, Sorin. Am evoluat atât de mult încât ne-am dat seama că unii au profitat de lucrul ăsta, pentru că a fost o piață, sau cum mai zic? Da, primul participant care a spart valul, ăla a avut de câștigat, dacă aș știu cum să joace cărțile. Și după aia ce am făcut? Exact cum spune Sorin, foarte adevărat, este întâlnit la bază, vă da. Produsul tău, serviciul, livrarea, magazinul... Adică s-au dus pat, au luat din organic, chiar cu banii care au generat de acolo, au început să facă. Acum s-au luat, băi, stai că trebuie să fac branding. Hai să faci și TV, dar e deja o cash flow care vine din organic, din... Aici să știi că ține foarte mult, scuze mă, pe când am pierdut din greșirea ta. Aici ține foarte mult, aici are legătură cu ce ziceai până la început strategie, pentru că să mai zic o chestie. Da, și vorbesc după anul său. Dacă strategia ta e pe PC, că tu ai zis de niște acțiuni, băi, eu trebuie să-l aduc, să-l fac, să-i dau un newsletter, să-mi-l fidelizez, să-i trimit pe blog, pentru că dacă strategia ta este să faci 5 banii a 3.000 de euro în PPC și din dintre utilizatorii, dintre oamenii care îți cumpără vin, dacă dai permission de ce fel de vin. Ideea e că dintre utilizatorii care îți intră pe canalul ăla, să poți să-i convertești pe toți în brand, că poți să faci și chestia asta. Cel puțin. Deci aici e cheia. Dacă nu reușești să-i convertești în vânzare sau în, știi, măcar să-i convertești în brand, știi? Da. Da. Asta, asta e side effect, dar puțin aprecia, când de fapt ăsta este cost modifier, știi, un modificator de cost în bine. Mai întâi nu, deci nu mai zic, mai scuză-mă. Cum setăm, apoi după ce ajungem într-un punct după 2 ani, cum setăm obiectivele, crește traficul SEO cu 100%, de la 250.000 ne dorim să mergem în 500.000 dacă mai există loc și asta putem să analizăm. Creșterea traficului de 150%, trebuie să luăm în calcul că bugetele pe CPC, ele cresc de la an la an, adică ce se aglomerează nișele din ce în ce mai mult, cu atât este mai costisitor. Și aici trebuie să luăm în calcul creșterea costului pe click cu 15%, adică dăm mai mulți bani și avem acest trafic și mai puțin. Creșterea traficului pe brand, prin atenția scurită pe care o oferim clientului, 300%, adică îmi doresc 300% să cresc traficul pe brand. Cum? Am un buget și fac niște acțiuni. Adică de la 6.000 de euro care am avut buget în anul 2, mă duc în anul 3 și zic ok, bag 20.000 de euro. Nu poți să mă abțin, trebuie să mai zic ceva, dar e să pare că e utilă. Mai țin minte discuții legate de nu luăm în considerare traficul de brand, știi, această sintagmă care e de fapt atât de falsă și de superficial în sine, știi? Nu luăm în considerare traficul de brand. Nu luăm în considerare traficul de brand. Undeva, traficul de brand este în sine unul din obiectivele pe care trebuie să crește. Și dacă ne uităm aici, ca să vorbim repede, practic pe brand, noi 92.000 de viste care au venit într-un an, 6.000 buget, practic mi-a costat, îmi extrapolez bugetul de branding, la cât mi-a costat un click, mai bine valoros bugetul de click. Și zic, băi, dacă eu vreau să crezi de 3 ori, îmi permit să bag 20.000, păi îmi permit că tot pe acolo să ajung, nu mai ieftin ca AdWords sau ca... Bun, ok, aici sunt o serie de obiective, nu trebuie mai citesc, o să aveți prezentarea, o să vă trimit de bani prezentarea. Cum sunteți obiectivele, concluzia cam asta este, adică trebuie să vă setați o strategie de 4-5 ani și să vă duceți în direcția mai întâi, pentru că vă duceți în zona doar grafic plătit, o să vă trăiți 4 ani că sunteți ca la început.
și eu o întrebare. Dacă nu v-aș bani în nicio formă de publicitate online, te bazezi doar pe căutările, deci ajung oamenii din întâmplare la tine pe site, cât de benefică e strategia asta pe termen scurt, mediu și lung? Adică nu vrei să bagi bani și cumva vin oamenii ăia, mai cumpără din când în când. Cum ți se pare? Adică nu investește nimic în marketing, e acolo by default. Da, da, exact, exact, așa. Nu mai ai concurență, nu mai... Mm-hmm. Dar aici, pentru asta este concurență de tot cosmetice, este concurență, dar nu a făcut nimic. Nici măcar cel mai, nu știu, cred că cel mai simplu promovare de posturi pe Facebook sau ceva. Depinde ce-ți dorești, ce vrei să... Acum ți se pare pe termen lung povestea? Trebuie să văd datele, adică să văd și... ce-și dorește el ca și antreprenor, adică dacă vă mulțumesc cu asta, sau e puțin să vedem dacă vine alți competitori din spate și ia poziții, dacă îți pasă doar pe traficul organic. Iar strategia de organic, de exemplu, cum funcționa acum, în 2011 funcționa foarte bine scrierea în directoare. Când a venit Google cu atentul, a zis, păi nu prea mai contează directoarele, da, contează articolele pe blog. Dacă el rezistă pentru că are o strategie învechită și nu adoptă, nu implementează o strategie actuală, când vine următorul update, nu mai este să ține cont de strategia pe care o respectată, să duce jos și nu o să mai vândă nimic. Dacă aici le-ai și cu reîntoarcerea la bază de povești, adică înainte lucrurile se întâmplau, se întâmplau mult mai... E mai lăsat timp și lui Mihai, care o prezentare extraordinară și trebuie să luăm și o pauză de 5 minute. Exact, pentru că mai să luați o pauză de 10-15 minute, de ne plăcim, puteți să vă dăm la discuțiile.